În numele Lui. O, Doamne, aici ne-am adunat, ca fiind înaintea Ta, cuvântul Tău, ce mi l-ai dat, cu drag îl vom asculta. Urechi inimi se deschizi, alungă întristări, la noi, Iisuse, vrem să vii, cu binecuvântări. Dorim acum să ne vorbești divinul Tău cuvânt și în inimi Tu să-L zădești la toți de pe pământ. Rămâi cu noi, păstori iubiți, în clipe de vegheri, să ajungem ceasul ce dorit al Sfintei Învieri. Amin. Ajuns-am noi la țintă, de nu mai alergăm și nu așteaptă nimeni, de nu ne mai privedem. Ne-am terminat lucrarea, de stăm și ne odihnim, sau toată nu mai are, ați fi de mântuit? Am câștigat cu luna, de ce nu mai luptăm? Sau suntem prea puternici, de nu ne mai rugăm? Cuvântul Sfânt, de îndată, cu toți l-am învățat, acum la datuitării și stăm neîncercat. Sau inimile noastre, de somn s-au molisit și ne-a legat păcatul și pofta ne-a pierit? Nu cumva Duhul nostru de lume a fost cuprins și Duhul lumii râna și dragostea ne-a stins? Sau poate legământul cu Domnul l-am călcat și când ca El vine, noi astăzi l-am uitat? Sau dragostea fervinte de atunci a răcit și am uitat pe acela cu atâta ne-a iubit? Vrem oare să ne afle pe noi așa? Aduce-vă aminte, așa ne l-am plâmbat, de noi așa chiar astăzi, să ne venim în fire, tot din adunare, stăm gata de răpire, că Domnul nostru vine, nu-i nicio zăbovire, și vrea de ceea ce astăzi e biruit de fire. Amin.